Urmează să purtăm una dintre cele mai neplăcute, nedurite, dar poate cele mai necesare conversații din ultima vreme. Pentru că dacă viața ta nu este în momentul ăsta așa cum tu crezi că meriți, asta este probabil pentru că tu nu meriți asta. Fie că e vorba de oameni din jurul tău, fie că e vorba de lucruri sau de evenimentele care ți se întâmplă. Dacă ele nu sunt așa cum tu crezi că meriți, asta este probabil pentru că tu nu meriți asta. Pentru că viața nu-ți oferă ceea ce tu crezi că meriți. Viața îți oferă ce dovedești că meriți. Și dacă ți este prea frică să pleci de lângă persoanele lângă care nu ți-e bine, dacă ți este prea frică să renunți la lucrurile care nu te fac să te simți bine și pe care nu crezi că le meriți, asta înseamnă că accepti că nu meriți ceva mai bun. Asta înseamnă că accepti să lași frica să controleze ceea ce tu ai putea să ai. Dacă ai avea curajul să spui, eu merit mai mult și nu o să accept mai puțin. Oamenii din jurul tău o să te trădeze dacă poți să facă asta. Oamenii din jurul tău o să te mintă dacă poți să facă asta. Pentru că nimeni nu este obligat să-ți ofere ție binele. Nimeni nu este obligat să-ți ofere ție ce crezi tu că meriți. Faptul că ai în momentul ăsta în jurul tău părinți, prieteni poate, rude, apropiați, care sunt buni cu tine, care te ajută. Adu-ți aminte că nu este obligația lor să facă asta și adu-ți aminte că nimeni nu este obligat să facă ceva pentru tine. Dacă cineva te-a mințit, te-a trădat, te-a pus la pământ și te întreb de ce, adu-ți aminte că nu au avut niciodată nevoie de un motiv ca să facă asta. Și dacă pur și simplu au putut să o facă, o să o facă. Așa că nu contează cine este vinovat pentru lucrurile care ți se întâmplă în viața ta. Contează doar că tu ești responsabil să le repari și să le rezolvi și să le faci așa cum tu crezi că trebuie să fie. Așa că dacă tu vrei ca lucrurile din viața ta, persoanele din viața ta, evenimentele care ți se întâmplă să fie mai bune, tu trebuie să începi să ai curaj. Curajul de a fi mai bun. Dacă vrei prieteni mai buni, învață să renunți la cei care nu-ți plac, la cei care nu te ajută, la cei care nu te susțin. Și învață să fii tu mai bun ca să atragi oameni mai buni în viața ta. Dacă relația ta nu este așa cum trebuie și așa cum tu crezi că ar trebui să fie pentru tine, trebuie să ai curajul să pleci și curajul să începi să fii mai bun tu cu tine. Pentru că indiferent de cât de multe ori o să schimbi relația, dacă tu ești la fel, dacă nu-ți oferi iubire, dacă nu-ți oferi încredere, dacă nu-ți oferi respect și răbdare tu ție, orice relație în care o să fii, nu se poate să-ți ofere lucrurile astea în locul tău. Pentru că tu ești singurul care ești responsabil să ai grijă de tine. Dacă jobul la care te duci acum nu-ți place, trebuie să ai curajul să spui eu merit mai mult și sunt mai bun pentru asta. Și dacă ți-e frică că nu o să fii niciodată plătit mai mult decât atât, adu-ți aminte că o să fii mereu mai bine tratat de oameni din jurul tău cu momentul în care tu ești mai bun. Nimeni nu este obligat să te placă așa cum ești. Părinții tăi, prietenii tăi, apropiații tăi. Nimeni. Cu cât tu ești mai bun, cu atât oamenii din jurul tău sunt mai bune, evenimentele din jurul tău sunt mai bune, lucrurile din jurul tău sunt mai bune. Și o să spui, da, dar oamenii din jurul meu ar trebui să mă placă așa cum sunt. Nu. Nu. Nu ar trebui. Dacă tu ești o persoană rea cu oameni din jurul tău, fii sigur că nimeni nu este obligat să te placă. Fii sigur că o să fii pus la pământ, fii sigur că o să fii mințit. Dacă tu minți la rândul tău, fii sigur că nimeni nu o să aibă încredere în tine. Pentru că nu ar trebui, pentru că nu trebuie, nimeni nu este obligat să-ți ofere ție ce crezi tu că meriți. Viața nu-ți oferă ce crezi tu că meriți. Viața îți oferă ce dovedești că meriți. Așa că dacă tu simți cu adevărat înăuntru tău că tu meriți mai mult, fie că e vorba de persoanele, lucrurile sau evenimentele din jurul tău, trebuie să ai curajul să spui asta și să-ți asumi asta. Să spui, eu merit mai mult și nu o să primesc sau accept mai puțin decât eu cred că merit.